Haideți să înțelegem ce este keratoconjunctivita sica la câine și pisică. La fel ca și omul, la câine și pisică se întâlnește keratoconjunctivita sica, urmarea deficitului de cantitate sau calitate a lacrimilor. Despre keratoconjunctivita sica îmi place să spun că este o boală cu 1000 de fețe, pentru că afecțiunea are o aspecte clinice de o diversitate extraordinară. Evoluează la orice rasă și la orice vârstă, existând rase de câini și de pisici cu predispoziție genetică și aș încadra în această categorie a raselor cu predispoziție genetică brahicefalice. Buldogul francez, buldogul englez, pagul, shih tzu, dar nu trebuie să excludem rasele de pisici, persanele, British Shorthair sau chiar Sphinxul, au deficit de calitate și de cantitate a lacrimilor. Boală cu 1000 de fețe pentru că la un examen clinic cornea poate să fie transparentă, poate să fie opacizată, poate să prezinte vascularizație, secreție conjunctivală abundentă sau cornea se poate pigmenta. Ochiul este dureros, ochiul este roșu, inflamat, dar niciodată pacientul nostru nu o să spună că simte o senzație de nisip în ochi, dar îl veți vedea că ține ochii întredeschiși, clipitul fiind dureros și veți vedea prezența secrețiilor conjunctivale la nivelul corneei, la nivelul conjunctivei, în fundurile de sac conjunctivale. Iar pigmentarea corneei va determina în evoluțiile cronice, în la cazurile netratate, orbirea. Acesta este tabloul clinic clasic al ochiului uscat la câine. Keratoconjunctivita sica la câine și la pisică are multiple cauze. Bineînțeles că apare la geriatrici. Este un simptom important în boli cum sunt diabetul, sindromul Cushing sau în toate afecțiunile dermatologice, la câinii atopici, de exemplu. Este secundară traumatismelor supraorbitare sau luxației de glob ocular și este de asemenea secundară ablației glandei anexe a ploapei a treia. Această structură a ploapei a treia a avut un rol esențial în fiziologia ochiului. În momentul în care se efectuează ablația glandei anexe a ploapei a treia, într-un timp relativ scurt, debutează această boală. Diagnosticul afecțiunii se stabilește cu ajutorul testului Schirmer, aceste bandelete de hârtie speciale care se introduc în fundurile de sac conjunctivale. Valoarea normală este de 20 de mm pe minut. Valoarea mai scăzută de 10 mm pe minut îmi demonstrează că acest ochi este un ochi cu keratoconjunctivita sica. Keratoconjunctivita sica poate să evolueze bilateral sau unilateral, cum este cazul acestei pisicuțe. Diagnosticul este simplu. Testul Schirmer este la îndemână. Rugați medicul veterinar să verifice cantitatea și calitatea filmului lacrimal la pacientul dumneavoastră. Testul Schirmer se introduce în fundurile de sac conjunctivale, se așteaptă un minut și se citește imediat valoarea de la nivelul testului Schirmer. Orice valoare scăzută sub 10 îmi indică un diagnostic cert de keratoconjunctivită sica, chiar dacă cornea la pacienți în stadiile incipiente de boală este perfect transparentă. Cornea poate să fie transparentă și strălucitoare, dar testul Schirmer să-mi indice că deja acest pacient prezintă ochi uscat, deci trebuie început un tratament. Sau descoperim pe suprafața corneei imagini asemănătoare coroanelor arborilor desfrunziți. Este tot o keratoconjunctivită sica și trebuie tratată. Este foarte important să cerem colegilor noștri medici veterinari efectuarea acestui test Schirmer. Trebuie să diagnosticăm precoce și să tratăm în stadiile incipiente această boală. Este o afecțiune oculară care se tratează și nu trebuie să așteptăm ca pacientul nostru să orbească. Vă așteptăm la Facultatea de Medicină Veterinară pentru un consult oftalmologic complet și competent să aflăm împreună dacă pacientul nostru prezintă sau nu ochi uscat.